poate simți supărarea la copii când mă supără ceva. Prima simte mama mea, nimeni pe lume nu ține mai mult ca mama la tine. Avem o surpriză din partea fetei. De la Sara. De la Sara. Acestea sunt pentru dumneavoastră. Eu avem și un mesaj din partea ei. Scumpa mea mamă, vreau să-ți mulțumesc că ești mereu alături de mine. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că existi și că ești mama mea. Mamă dragă, îți doresc multă sănătate, fericire și să rămâi lângă noi, că tu ești măicuța noastră și te iubim. Fiicei Sara, ginerile Cătălin și copiii Eduard și Ariana. Le mulțumesc, mă. Putem intra un pic? Noi mai avem ceva pe dumneavoastră. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
te mie țoane. Le spuneți și dumneavoastră ceva copiilor. Sara, îți mulțumesc mult, mami, și vă iubesc pe toți. Și îți mulțumesc pentru cadou care mi l-ai făcut. Sara, îți mulțumesc, Zână, îți mulțumesc pentru surpriza care mi-ai făcut. Și tu să trăiești. Mulțumesc cum ai tu să trăiești. Nu știu, bate lumina de la geam. A, da. Dați-vă un pic. Așa. Așa, cu fața. Așa. Bate lumina, mami, de la geam. Poate simți supărarea la copii când mă supără ceva. Prima simte mama mea, nimeni pe lume nu ține mai mult ca mama la tine, căci cuvântul când strigi mama îți vindecă orice rană. Am o vorbă de când eram mic, ca mama mea nu e nimic, orice rană poate mai ferit de foc și apă. Te lăsa fără mâncare ca să-mi cumperi mie țoane. Sucește mintea banii, ori cât de mulți ai avea, să nu uiți de mama ta. E o vorbă care spune, mama-i unii